Istoria biblică are în principal un rol didactic. Cronicile împăraților lui Israel și Iuda nu sunt cuprinse în scripturi cu scopul unei pure transmiteri a unor informații istorice corecte, ci mai degrabă sunt trecute acolo cu scopul de a ne învăța pe noi ceva, cu scopul de a învăța noi ceva din greșelile sau înțelepciunea trecutului. Noul Testament, Pavel în 1 Corinteni, aduce acest principiu înaintea noastră. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Înainte de a ne apropia de specificul vieții împăratului Ezechia, ar fi de folos o survolare tropologică a cărții cronicilor pentru sintetizarea unor învățături general valabile ce se desprind din viețile împăraților lui Iuda și al lui Israel. Și ne vom uita la trei lecții general valabile, trei principii adevărate ce se desprind ușor din aceste cărți ale împăraților. Prima învățătură. Destinul tău nu este determinat inexorabil de către ereditate, de către mediu în care te dezvolți sau de către trecutul care ar putea să te bântuie, ci de alegerile tale de zi cu zi. În ce privește ereditatea, calitatea părintelui nu garantează aceeași calitate a copilului sau inferioara calitate a părintelui nu generează neapărat o calitate inferioară a copilului. Din părinți buni pot ieși copii buni sau răi. Și inversa este valabilă. Credința nu se transmite nici genetic, nici prin naștere. În ce privește mediul în care te dezvolți, nu te obligă la conformism. Este o alegere pur personală să te conformezi sau nu mediului în care crești. Dumnezeu, de fapt, nu se lasă fără mărturie, tocmai pentru a veni în ajutorul luării deciziilor noastre. Pe perioada regilor au existat 30 de profeți menționați în Scripturi. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie, este decizia noastră la cum îi răspundem, la cum facem față mediului în care creștem. Cartea 1 Cronici este scrisă după perioada de captivitate și începe cu 9 capitole de genealogie ale poporului Israel, din nou o mărturie puternică a moștenirii spirituale pentru poporul venit din captivitate și ignorant în ce privește originile națiunilor și ignorant în ce privește faptele Domnului. De-a lungul istoriei, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Inclusiv în popoarele păgâne, el nu s-a lăsat fără o mărturie. Don Richardson, de exemplu, în cartea Veșnicia din inimile lor, relatează modul în care Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie într-o mulțime de popoare considerate păgâne. De exemplu, Pachacuti, regele Incaș, cu capitala la Cusco, cu fortărețe multiple, una dintre ele era Machu Picchu, negăsită de conquistadori. Acest Pachacuti a construit un templu magnific care rivaliza cu templul lui Solomon, închinat regelui Soare, numit Inti. Ei bine, viața acestui om este o uimire pentru oricare dintre noi. Regele Pachacuti a observat că soarele, obiectul închinărilor, Inti, urmează întotdeauna aceeași direcție, că împlinește întotdeauna aceleași îndatoriri și că are anumite ore de vârf întocmai ca un muncitor. Și atunci, raționalizarea lui a fost una simplă. Dacă Inti este Dumnezeu, atunci de ce nu face ceva original? Apoi, a mai observat că strălucirea soarelui poate fi umbrită de orice nor trecător. Dacă Inti este creator, se întreba el, atunci nicio altă creatură n-ar trebui să poată să îi umbrească strălucirea. Dacă Inti nu este Dumnezeu, atunci cine este Dumnezeu? Și astfel și-a început studiul, a intrat în istoria, în cultura poporului său și a găsit undeva în istoria poporului său, aproape ștearsă, amintirea unui Dumnezeu numit Viracocha, Domnul atotputernicul creator al tuturor timpurilor. Imediat cum l-a descoperit, a convocat un consiliu al preoților, numit Consiliul de la Coricancha. Din rațiuni politice, după expunerea lui, conciliul
a hotărât să nu facă nicio schimbare majoră la nivelul poporului, de teama repercursiunilor. Așa că observațiile lui și schimbările au avut loc doar la nivelul de conducere între conducătorii Imperiului. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Apoi, în ce privește trecutul care ar putea să te bântuie? Un exemplu puternic este Manase. Textul ne spune: când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Și Dumnezeu îl iartă. Până la urmă, indiferent de ereditate, de mediul în care creștem, de trecutul care ne bântuie, suntem responsabili de alegerile noastre. Ele ne vor croi viața. Un al doilea mare adevăr al cărții împăraților ar putea fi următorul: idolatria nu este o problemă a trecutului, ea rămâne și o problemă a prezentului. Împărat după împărat fie ridica altare Baalilor și Astartelor, fie le dărâma, fie instaura un nou sistem de închinare, fie îl desfința. Astăzi ne uităm cu înțelegere și cu superioritate la cei care se închină la diferiți idoli, la diferite obiecte. Și totuși, dacă stăm să ne gândim bine, lucrurile nu s-au schimbat mult. După ce ne uităm cu superioritate la aceste stiluri vechi de închinare, la aceste închinări idolatre, dacă ne cercetăm cu atenție, s-ar prea putea să ne regăsim în casele noastre, închinându-ne la idolii noștri de siliciu, de plastic, de sticlă, de hârtie, la bogăție, la prestigiu, la împlinirea personală, la plăcerile și confortul propriu. Orice lucru care ia locul lui Dumnezeu, căruia îi ne închinăm în felul acesta, în feluri moderne, bineînțeles, este un idol, indiferent de ceea ce spunem cu buzele noastre. Idolatria nu este doar adorarea unor imagini, ci și încrederea în propria ta neprihănire, în propriile tale fapte sau merite. Idolatrie este și întreținerea gândurilor nevrednice de Dumnezeu. Idolatrie este orice omul caută, onorează sau promovează mai mult decât pe Dumnezeu. Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm: care sunt idolii din viața mea? Un al treilea adevăr general din cărțile împăraților: indiferent cât de decadentă este societatea în care trăim, Dumnezeu întotdeauna mai are o rămășiță de oameni credincioși. Cei care l-au urmat pe Dumnezeu au fost întotdeauna o minoritate. Dintre împărații lui Iuda sunt 2 împărați buni, vreo 3 sunt buni doar pentru o vreme și 15 sunt răi. Cei care l-au urmat pe Dumnezeu au fost întotdeauna o minoritate. Numai că, în ciuda conducătorilor răi, a idolatriei dezmățate, a unei populații mulțumită de sine, în ciuda unei presiuni uriașe de a se conforma, întotdeauna a existat o rămășiță de oameni care au mers într-o direcție opusă mulțimii. Când Ilie credea că a rămas singurul credincios în toată țara, Dumnezeu îi spune, citez: dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Dumnezeu întotdeauna mai are o rămășiță de oameni credincioși, indiferent cât de stricată, cât de decadentă este societatea în care trăim. Și acum este momentul să intrăm în viața lui Ezechia, omul care a izbutit în tot ceea ce a făcut. Viața acestui împărat este relatată pe larg în 3 cărți ale Scripturii. O găsim în 2 Împărați, capitolele 18 la 20, o găsim în 2 Cronici, capitolele 29 la 32 și o găsim în Isaia, capitolele 36 la 39. Ne vom uita la câteva capitole din viața lui, capitole specifice ale vieții lui Ezechia, încercând să învățăm ceva pentru noi astăzi. Capitolul 1. Ezechia a făcut ce este bine înaintea Domnului. În 2 Cronici 29, 1 și 2 ni se spune așa: Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Și acum,
Citești viața lui Ezechia și prima întrebare pe care ți-o pui este legată de educația sa. Unde a învățat el ce trebuie să facă? Tatăl lui Ezechia, Ahaz, a fost rău. Scriptura ne spune că a prădat casa Domnului, a făcut bucăți uneltele din casa Domnului și a închis ușile casei Domnului. Citiți în 2 Cronici 28, versetul 24. În alte cuvinte, Ahaz, tatăl lui Ezechia, a pus capăt închinării poporului înaintea lui Jehova. Acesta este mediul în care a crescut Ezechia și totuși alegerea sa a fost să umble în căile tatălui său, David. De ce? Cum de-a reușit? Ei bine, poate luăm cu noi învățătura aceasta. Cursul vieții nu este stabilit nici de către mediul în care am crescut, nici de către moștenirea genetică, ci pur și simplu de către alegerile personale. Și ascultați alegerea personală a lui Ezechia în capitolul 29, versetul, începând cu versetul 6. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au bătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Și ascultați-l mai încolo în versetul 10. Am de gând, dar... Alegerea lui. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Nu fiți ca părinții voștri, continuă el, și ca frații voștri. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. În 2 Cronici, capitolul 30. Ezechia ia o decizie în ciuda trecutului, în ciuda moștenirii genetice, în ciuda mediului în care a crescut. Și îl vedem redeschizând templul în 2 Cronici 29, restaurând slujba în templu, în capitolul 29 și 30, restaurează sărbătorile în 2 Cronici 30, cheamă poporul la închinare în 2 Cronici 30, organizează slujba în templu în 2 Cronici capitolul 31 și așa mai departe. Ezechia face o alegere. Am de gând să fac un legământ cu Domnul ca să bat mânia lui de peste noi. Te regăsești cumva lamentându-te și găsind țapii spășitori? Mediul în care ai crescut, moștenirea familială, trecutul tău, nu ține. Cursul vieții tale, destinul tău, ține doar de alegerile pe care le faci. Apoi, o altă observație la acest capitol din viața lui Ezechia. În 2 Cronici 30 citim așa. Fiindcă în adunare erau mulți inși care nu se sfințiseră, leviții au junghiat ei jertfele de paște pentru toți cei ce nu erau curați, ca să le închine Domnului. Căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curățiseră și au mâncat paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Învățătura pentru noi este grozavă. Dumnezeu se uită la inima cu care te închini și este gata să facă rabat de la formă când nu ai încotro. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul, pentru că toți aceia și-au pus inima să caute pe Domnul. Când îți pui inima să caute pe Domnul, micile greșeli de formă îți sunt iertate. Nu poți să te închini cu tot protocolul din motive obiective, nu-i nimic. Dumnezeu îți vede inima și îți primește închinarea. Al doilea capitol din viața regelui Ezechia. Invadarea regatului lui Iuda de către Sanherib. În 2 Cronici 32, versetul 1, ni se spune: după aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Observați comentariul editorial? Cum adică după toate aceste lucruri? Cum adică după toate faptele colosale de credință, după dedicarea completă a lui Ezechia, vine atacul, încercarea?
Adică tu faci binele și nu ai parte de pace și de liniște? Ajungi în pericol? Adică tu readuci un popor întreg la închinarea înaintea lui Jehova și vine cineva să-ți dea tocmai această muncă peste cap? Unde ești, Doamne? S-ar fi putut întreba Ezechia. Care să fie învățătura pentru noi după aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie? A venit Sanherib, a venit încercarea, a venit greul după faptele de credincioșie? Care este învățătura pentru noi? Ar putea fi următoarea. Ascultarea credinței nu te scutește de testarea ei. Credința este asemenea mușchilor, devine din ce în ce mai oțelită prin exercițiu. Credința se exersează doar în momente limită, când pământul îți fuge de sub picioare, când nu mai controlezi situația, atunci își face loc ceea ce se cheamă credință. Așa că, aplicația, fii pregătit să dai față cu încercările, ele vor veni, nu te vor ocoli, chiar după mari fapte de credincioșie din partea ta, pentru că ascultarea credinței nu te scutește de testarea ei. Apoi, să ne uităm mai departe în acest capitol al vieții lui Ezechia. În fața amenințărilor, a intimidărilor, a batjocurii, vedem tiparul de luptă cu încercarea, modul în care Ezechia se luptă, face față acestei noi încercări. Lupta cu încercările se duce pe genunchi, având alături alți oameni al lui Dumnezeu. De unde știu asta? Uitați-vă în viața lui. Ezechia face un gest de capitulare înaintea lui Dumnezeu în primul și în primul rând. Spune textul în 2 Regi 19:1 și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu sac și s-a dus în casa Domnului. Apoi Ezechia cheamă pe prorocul Domnului să îi se alieze în lupta ce o are de dus. În 2 Regi 19:3, iar în 2 Cronici 32:20 se spune că Ezechia și Isaia au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Apoi, Ezechia aduce scrisoarea de intimidare la casa Domnului. În 2 Regi 19:14 se spune și a întins-o înaintea Domnului rugându-i se. Cum luptă Ezechia cu încercarea? Așa cum am spus-o. Lupta cu încercările se duce pe genunchi, având alături alți oameni ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se lasă fără răspuns. Citiți istoria în continuare și vedeți modul extraordinar în care Dumnezeu răspunde inimii, atitudinii, faptelor lui Ezechia. Haideți să ne uităm la al treilea capitol specific vieții lui Ezechia. Vestirea morții lui. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Tabloul acesta este până la urmă unul încurajator. Vorbește despre măsura de extrahar pe care Dumnezeu este gata să ne-o dea în anumite condiții. Lecția de viață? Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. El se bucură să-ți facă bine. Mă voi bucura să le fac bine, spune Dumnezeu în Ieremia 32:41. Dar când cer ceva Domnului, cum a făcut Ezechia, atunci trebuie să ai la ce face apel. Să fi umblat înaintea feței lui, să fi avut inima plină de credincioșie și curăție, să fi făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că istoria cunoaștem cu toții. Ezechia s-a rugat Domnului să-i prelungească viața. Dar auziți cum s-a rugat. Isaia 38, de la versetul 2 la 4. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Când ceri ajutor Domnului, trebuie să ai la ce face apel. Dar dacă nu ai la ce face apel,
atunci cererea ta rămâne în totalitate la îndemâna lui Dumnezeu. Ezechia are la ce face apel, așa că se întoarce cu fața la perete, varsă multe lacrimi și îl roagă pe Dumnezeu să-și aducă aminte de trăirea lui și de faptele lui de credincioșie. Când ceri ajutorul Domnului, trebuie să ai la ce face apel, dar când ceri ajutorul Domnului, mai trebuie să vrei din toată inima și să o ceri cu insistență. Vedem aceasta în viața lui Ezechia, în Isaia 38, de la versetul 13, citim: Am strigat până dimineața ca un leu, îmi zdrobise toate oasele. Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă, ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Când vrei să ceri ajutorul Domnului, trebuie să ai la ce să faci apel și apoi trebuie să vrei din toată inima și să-i o ceri cu insistență. Ce se întâmplă mai departe? Întâmplarea o știm. Ezechia cere un semn. După care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul, spune el. Oare denotă această cerere a unui semn, denotă lipsă de încredere în cuvântul Domnului? Poate da, poate ba. Aplicația pentru noi? Poate te afli într-o stare apăsătoare și Dumnezeu nu ți-a în seamă dezechilibrul și alege să te încurajeze astfel, cerând un semn. Poate n-ai nevoie de semne, ești la nivelul la care știi deja care este răspunsul. Oricum, adevărul pentru noi este următorul. A cere un semn este un lucru legitim, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu obligatoriu ți-l va și onora. Alte ori ne-l dă semnul, dar noi nu-l vedem. Ești într-o stare de confuzie spirituală? Nu știi ce să faci? Poate trebuie să ceri un semn Domnului. Cere el. Poate îți va vorbi chiar așa. Dacă nu o va face, înseamnă că el caută să-ți vorbească altfel. Sau poate deja ți-a vorbit printr-un semn, dar n-ai fost gata să-l vezi. Oricum, cere ajutorul Domnului. Și ajungem la al patrulea capitol al vieții lui Ezechia. Îngânfarea inimii lui. În 2 Cronici 32 cu versetul 25 citim: Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Rostește Ezechia când primește de la Domnul prelungirea vieții lui cu 15 ani. Atenție la lucrurile care le rostești. Ultimul tablou al vieții lui Ezechia este unul dulce amărui. În 2 Cronici 32, de la versetul 27 la 30, ni se descriu realizările lui Ezechia. Și apoi, în versetul 31, se continuă așa: Însă, când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. După vindecarea lui Ezechia, acesta a început să-și dezvolte o anumită aroganță. Se prea pare, citim printre rânduri. Lecția de viață pentru noi? După victoriile avute în credință, după răspunsurile copleșitoare ale lui Dumnezeu, cu toții suntem expuși pericolului mândriei. Dumnezeu s-a dat la o parte ca să-l încerce. Mândria înseamnă înlocuirea lui Dumnezeu cu sinele, cu priceperea și puterea proprie. Îți atribui ție realizările avute și îl împingi pe el la o parte. Și atunci, dacă Dumnezeu nu mai are loc în sufletul tău, se dă la o parte și te lasă în propria-ți grijă.
lucru care poate duce la căderea ta. Mândria merge înaintea căderii. Mândria este diabolică, este esența răului, este cauza nașterii împărăției celui rău. Fără Dumnezeu lângă el, Ezechia s-a bucurat, ne se spune în Isaia 39:2, de cinstea ce i s-a acordat de către împăratul Babilonului, o putere care se ridica la răsărit. Și și-a dezvăluit toate realizările sale, făcând de fapt din Iuda o țară de dorit pentru apetitul de cuceritor al împăratului Babilonului. Ascultarea trecută de Dumnezeu nu garantează și ascultarea prezentă. Este nevoie de o inimă trează în fiecare moment al vieții. Și aceasta este o învățătură din viața marelui împărat Ezechia. În ciuda acestui sfârșit oarecum dezamăgitor, Dumnezeu nu îl aruncă ca pe o cârpă murdară. El știe din ce suntem făcuți și de aceea are milă și se îndură. Dumnezeu se uită la Ezechia și îl caracterizează ca fiind omul care a izbutit în toate lucrările lui. Citiți aceasta în 2 Cronici, capitolul 32. Așa își încheie Dumnezeu caracterizarea acestui om. Omul care a izbutit în toate lucrările lui. Oare ce zice Dumnezeu despre tine?